Cât de eficient a fost, de fapt, ordonanța plafonării adaosului la alimente introdusă de PSD? Într-un comunicat de la Institutul Național de Statistică, din acest comunicat reiese faptul că impactul acestei ordonanțe a plafonării adaosului se reflectă în reducerea nivelului inflației la categoria de produse alimentare și implicit contribuie la scăderea prețurilor pentru zona agroalimentară. Analizăm această perspectivă. Îi mulțumesc foarte mult profesorului de economie Cristian Păun. Ni se alătură într-o legătură directă. Bună ziua, domnule profesor. Mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua! Asta este întrebarea. Până la urmă, această ordonanță este una care să aibă un impact pozitiv asupra consumatorilor? Ar fi foarte bine de întrebat INSEU cum a apreciat acest impact, pentru că dacă inflația pe care o calculează ei și o comunică tuturor a inclus, de exemplu, la făină, ulei și așa mai departe, exclusiv prețuri cu adaos plafonat, nu e corect. Pentru că oamenii au cumpărat și produse care nu au avut adaosul plafonat din aceste categorii, ca să nu mai vorbim de faptul că la multe din produsele respective a fost schimbat gramajul, de exemplu, la sticla de ulei, în loc să fie un litru, cumpărai 2 litri și ieșai oricum mai bine la preț, chiar dacă nu era vorba de prețul cu adaos plafonat. Caserola de 10 ouă era clar bătută la prețul per ou de caserola de 30 de ouă. Deci e foarte interesant să ne povestească Institutul Național de Statistică în ce măsură în coșul ăla de bunuri, de vreo 6.000 de bunuri, ține cont de această structură. Pentru că din punctul meu de vedere nu cred că a ținut cont. Dacă estimează că s-a întâmplat lucrul acesta, probabil că au luat cu precădere produse cu prețuri plafonate acolo și nu e în regulă. Pe de altă parte, da, poate să vină INSEU și să-mi spună că de la 7% prețurile n-au mai crescut până la 7% și au rămas pe la 4% ca dinamică la alimente. În schimb, la detergențe avem, nu știu, vreo 14-16%. Adică, până la urmă, bun, am dat mai puțin, poate, pe mere, pere cu adaos plafonat, dar de ce am dat mai mult pe celelalte produse care n-aveau plafonat acest adaos? Și asta ar trebui de asemenea INSEU să ne spună, vă băieți, da, avem poate în estimarea noastră o salvare de bani pe zona alimentelor datorită plafonării, că acolo e 4,5 în loc de 7,2, dar din păcate, dragi români, acest 3% îl vedeți în altă parte, îl vedeți la hârtie igienică, îl vedeți la detergent, pentru că așa s-a întâmplat. Sunt acolo niște creșteri de prețuri de două cifre pe care mulți dintre noi nu prea ni le justificăm, adică la produsele de igienă, la ceea ce se vinde de fapt în supermarketuri alături de alimente. Sunt foarte multe probleme pe parte metodologică pe care eu ca cercetător, ca profesor le-aș întreba punctual într-o discuție cu INSEU. Sigur că astea sunt discuții tehnice, dar să știți că până la urmă inflația aceasta, chiar și doar cea referitoare la produse alimentare, acel 4,5 pe care îl vedem pe ecran, este inflația tuturor și a nimănui. Până la urmă, eu nu consum ceea ce consumați dumneavoastră când vine vorba de alimente și cu siguranță nu consum coșul mediu de alimente pe baza căruia calculează INSEU această inflație de 4,5%. Da, guvernul deci, guvernul anunță realitatea la raft. Da. Asta vreau să spun. Și acolo tot ne lovim de niște prețuri care în momentul de față, cel puțin cei cu venituri mici și foarte mici, pur și simplu au mari probleme să-și încadreze în buget un consum pentru bunuri, cum să spun eu, de bază, de supraviețuire. Nu povestea asta că mă duc cu 100 de lei la supermarket și supraviețuiesc mai ceva ca Robinson Crusoe pe insulă, e o poveste de a dormi copiii, părerea mea. Da, domnule Păun, iar prețul detergentului, după cum ați spus, a început să devină prohibitiv pentru oamenii cu salariu mediu în această țară. Adică e foarte, foarte mare prețul detergentului, a crescut incredibil de mult. Dar există din partea guvernului intenția de a crea un mecanism care să se aplice pentru toate produsele agroalimentare disponibile pe piață. E vorba despre produsele fabricate în România. Acum, care or fi asta, nu prea știm, că nu prea le vedem pe rafturile magazinelor. E posibil așa ceva?
Păi, în primul rând, să-mi spună și mie dacă salamul produs cu carne din Europa, pentru că la noi din 9 kg, 1 kg e românesc, 8 kg le aducem de afară. Deci dacă eu vreau să fac salam cu carne de acolo și îl produc aici salamul, dar carnea, materia primă, este aproape integral, dacă nu integral, adusă din, de pe piața unică europeană, ăsta e produs românesc sau nu e produs românesc? În primul și în primul rând trebuie să definim foarte clar ce înseamnă produse românești, pentru că asta este destul de dificil de făcut. Și doi, părerea mea că dacă tu vii și plafonezi adaosul comercial la produsele românești, tu nu faci altceva decât să dai în cap produselor românești. Și tu cumva introduci într-o zonă din asta de probleme, de pierderi, companii din România, companii mici mai ales, pe care le lovești la pachet cu această plafonare și cu alte măsuri. Le crești salariul minim, le crești impozitarea, le introduci tot felul de taxe bizare, cum este taxa pe zahăr, suprataxarea în supermarketuri și așa mai departe. Și atunci tu vii cu un întreg pachet imens de presiuni pe aceste companii și lângă ele vii și le mai spui: dragi companii, nici n-aveți voie să puneți ce adaos vreți voi, care să includă, evident, toate aceste costuri suplimentare, pentru că dacă faceți treaba asta, eu o să am o mare problemă cu voi. Astea românești, repet. Ce m-a distrat pe mine la inițiativa respectivă, că am aflat și eu de ea ieri, este că vor să-i spună cumva de genul legea suveranității produselor agroalimentare românești. Adică o mai leagă și de suveranitate și patriotism, în condiția în care ea are efecte taman contrare. Ei ar trebui să lase piața liberă, în mod natural prețurile vara nu sunt ca iarna și ar trebui să se întrebe de ce prețurile la produsele agroalimentare vara sunt semnificativ mai mici decât iarna. Mulțumesc mult! Să înțeleagă. Vă mulțumesc mult, domnule profesor Păun.